je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS, l'intérieur en détresse. J'ai jamais eu le pied sur toi. J'aimerais bien être maison. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais vendre le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Plus beau vêtement. Et dans vos si jamais c'était pour vous, je mettais ma peau. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues de notre monde. Bravo! Winael Baldus, mulțumim și backing vocalsului Vocea României. Mulțumim corului Vocea României. Teo, ai plâns tot cântecul. Am încercat să mă abțin că niște oameni au muncit la fața asta și zic să nu stric chiar acum la jumătatea emisiunii. Winael, eu vreau doar să-ți mulțumesc pentru o lecție de gratuitate și altruism. E greu tare să vorbesc acum. Ai și cântat extraordinar ăsta. Deși s-a vehiculat pe aici, prin jurul tău, de-a lungul competiției, că fiind străin o să-ți fie foarte greu să ajungi până în etapa asta, și ți-ai și văzut colegii străini, de asemenea, părăsind competiția de-a lungul etapelor, uite că românii noștri, la final, sunt corecți și cred în adevăratele voci care merită să ajungă acolo unde trebuie. Au crezut în tine, indiferent de naționalitate, de proveniență, de felul în care arăți, pentru că ești diferit față de noi. Dar ești mult mai bun decât mare parte dintre noi, ca suflet, ca om.
ca voce nu mai zic. Ești extraordinar și îți mulțumesc pentru că mi-ai dat voie să stau în jurul tău, de aici, pe la Vocea României. Mulțumesc! Și să plângă pe această melodie. El este deja român, jet be jet, are mamă, soacră, româncă, nevastă, român, crede-mă, mai jet be jet de atâta. Poate smiley. Vrei să vorbesc eu? Da, te rog frumos. Băi, mi-e greu să vorbesc. Pentru că am avut emoții foarte mari pentru el și pentru piesa asta. Pentru că, exact cum am spus și în testimoniale, este o piesă foarte riscantă, pentru că nu e cunoscută, e foarte greu de cântat, de interpretat, de livrat. Dar știi cum e? Atunci când ai de-a face cu o voce ca a ta, pe care o întâlnești probabil o dată în viață, merită să-i dai să cânte ce poate să cânte. Și sper că ești bucuros că ai cântat în halul în care ai cântat în seara asta, pentru că eu sunt foarte bucuros, noi suntem foarte bucuroși că te-am avut în echipă și te avem în continuare în echipă, că ai ajuns în finală, că românii te-au votat să ajungi în finală și că ne bucur cu vocea ta. Eu cred că vocea ta este de nivel internațional și poate să facă față oricărei scene din lumea asta și oricărui cântec care ți se va pune în față. Mulțumim că ai venit la Vocea României, mulțumim că ne-ai bucurat cu vocea ta, cu spiritul tău frumos și cu bunătatea ta, așa, ca om. Mulțumim, Muinael. Mulțumesc, Mali. Mulțumesc. Și sper ca oamenii să te voteze în continuare. Irina Rimes, Muinael a cântat într-o limbă în care tu iubești atât de mult, franceza. În primul rând vreau să zic cu plăcere. Mulțumim. Ca să aduc aminte, eu am sugerat piesa asta, doar că am sugerat-o pentru Iulian. Dar nu mă așteptam să o cânte Muinael. Mă bucur foarte mult că s-a găsit cineva la Vocea României care să interpreteze impecabil această piesă grea. Și mă bucur foarte mult că ai cântat varianta lui Gregorile Marșal, nu a lui Dimash. Pentru că tu știi povestea lui Gregorii, că el a cântat nu ca să câștige un concurs, el a cântat, el s-a luptat pentru viață. Desigur, viața nu a câștigat, dar piesa asta a rămas și prin tine i-a ajuns la noi și îți mulțumesc pentru asta. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Tudor Chirilă. E o seară a cântecelor mari, așa, cântecelor epice, a cântecelor importante. Mă bucur că ai acceptat provocarea, că ai acceptat riscurile care decurg din o asemenea piesă. Felicitări, Muinael, ești o voce foarte specială. Sper ca lumea să te voteze și să ai un drum cum fiecare antrenor și-l dorește pentru concurentul lui. Și ceea ce pentru toți concurenții ar trebui să însemne seara asta, un început, un început care să ducă undeva departe. Cred că cel mai trist ar fi ca voi, cei patru concurenți de pe scenă, să vă opriți. Iar asta depinde, cred că, mai mult de voi. Rolul nostru s-a terminat aici, în seara asta. O spun cu părere de rău, după fiecare sezon de Vocea României am un sentiment de gol. Cred că ăsta îl trăiesc fiecare dintre antrenori. Așa că, from now on, rock on! Mulțumesc, Tudor! Dragă Denis! Eu nu cred că mai am multe de adăugat aici la tot ce s-a spus. Muinael, pot doar să te felicit. Să te felicit pentru modul în care ai cântat piesa asta, pentru că pe lângă faptul... și să te felicit pentru curajul că ai acceptat. Mi se pare o provocare imensă, piesa respectivă. Și pe lângă faptul că ai cântat-o frumos și foarte bine, te-ai descurcat de minune, ai și plusat și ai și băgat foarte multă emoție în ea. Adică ai reușit să transmiți un mesaj dintr-o limbă pe care eu nu cunosc, dar a ajuns la mine. Felicitări! Mulțumesc!